Vă dau bună ziua astăzi dintr-un cimitir. Suntem în cimitirul Mănăstirii Cozia, vis-a-vis de Mănăstirea Cozia. Este pe partea dreaptă a sensului de mers, cum veniți dinspre Sibiu. L-am descoperit aici întâmplător, înmormântat, pe fratele regelui Mihai. L-am descoperit la o penultimă vizită, astăzi am venit tocmai pentru acest motiv aici. Poate vă aduceți aminte de la lecțiile de istorie că Grigore Mircea este fratele vitreg al regelui Mihai. Tatăl lor, Carol al II-lea, în timpul Primului Război Mondial, a fugit la Odessa cu Zizi Lambrino pentru a se căsători în secret. Casa Regală a României nu a acceptat niciodată această căsătorie, pentru că Zizi Lambrino nu venea și ea dintr-o casă regală, așa cum cerea statutul casei noastre regale, motiv pentru care, la întoarcerea din Odessa, se întâmplă următoarea chestie. Carol al II-lea este exilat de tatăl său la o mănăstire pentru câteva zeci bune de zile. Zizi Lambrino, cu băiatul pe care avea să-l nască, Grigore Mircea, cel care este înmormântat aici, ajung în exil în Paris, în Franța, unde trăiesc în anii următori, dintr-o rentă anuală pe care Casa Regală le-o trimitea acolo. După venirea comunismului și această rentă s-a stopat. Când Grigore Mircea are 32 de ani, mama sa moare în Franța, rămâne singur, îi scrie tatălui său Carol al II-lea să-i trimită bani pentru mormântare, nu îi trimite, iar peste puțin timp Carol al II-lea, care nu și-a văzut copilul decât, se spune, o singură dată în viață, când acesta avea 5 ani, moare și el așadar în Portugalia, Carol al II-lea fiind și el atunci în exil. Ei bine, Grigore Mircea se spune că nu s-a întâlnit și nu și-a văzut niciodată fratele, regele Mihai, deși multe alte case regale ale Europei au încercat mișlocirea unei întâlniri între cei doi, nu a fost recunoscut de Casa Regală în România niciodată, deși au existat niște sentințe internaționale prin care apartenența lui la această dinastie era recunoscută, iar în 2006 a fost înmormântat aici. Se mai numește Prințul Congelat, pentru că de la moartea lui au trecut 8 luni până la aducerea lui în țară, atâta i-a trebuit fiului lui, Paul de Lambrino, să încerce să convingă Casa Regală să-l înmormânteze la Curtea de Argeș. Nu s-a întâmplat asta. După cele 8 luni este adus totuși înmormântat aici la Cozia, diferit, într-un loc diferit față de ceilalți membri ai Casei Regale.